singurul împărat roman născut în Africa, a fondat și dinastia Severilor. Deși nu a primit prea multă educație, a reușit să întărească autoritatea Imperiului. Dio Cassius îl descria ca fiind foarte atent cu ceea ce dorea să realizeze și indiferent la ceea ce se spunea despre el. Fiul lui Dimitrie Cantemir a studiat cu cei mai de seamă învățați ai vremii. A scris poezii, dar a învățat și diplomația, ajungând ambasador al Rusiei la Londra și Paris. Medicul care a descris primul în mod sistematic simptomele bolii care astăzi îi poartă numele a avut și preocupări geologice. Din această perspectivă, era adeptul catastrofismului, conform căruia, la scară istorică mare, pământul este modelat de dezastre, precum vulcani, cutremure sau inundații. Prozator, dramaturg, gazetar, dar și avocat și orator, de la Vrancea l-a reprezentat pe Caragiale în procesul de plagiat, având ca subiect drama Năpasta. A fost și primar al Bucureștilor la cumpăna dintre veacurile 19 și 20. Pictorul Ieșean a studiat mai întâi Politehnica la Dresda și a descoperit apoi talentul pentru pictură și a frecventat cercurile pariziene de profil. În 1919 s-a înființat la Geneva Organizația Internațională a Muncii. Necesitatea unei astfel de organizații fusese evocată încă din secolul al XIX-lea de industriașii Robert Owen și Daniel Legrand. La jubileul de 50 de ani, Organizația Internațională a Muncii a primit Premiul Nobel pentru Pace. Deși la terminarea Facultății de Electrotehnică din Iași a primit repartiție la Ministerul Energiei Electrice, inginerul născut în Dăneștii Vasluiului a refuzat Bucureștiul pentru orașul din Moldova, mai aproape de locurile natale, unde voia să introducă alimentarea cu energie electrică. Mai târziu, din dragoste pentru Iași, a scris despre locuri și zidiri ieșene, ca și despre personalități care au trăit aici. Eu vin de la țară, din județul Vaslui, Dăneștii Vaslui, născut în 1931. În 42 am apărut la Iași. M-am îndrăgostit de Iași. Am avut un profesor la limba română, Gora, și vreau să-l pomenesc la Liceul Național. O farsă celebră i-a fost făcută de bunul său prieten Alexandru Cazaban, care știa că poetul se chinuia la gândul că cineva îi dorește moartea. I-a lăsat un bilet anonim în care îi se anunța moartea în aceeași noapte la ora 12. La acea oră era în desfășurare o șezătoare literară la care trebuia să participe. După ce a trecut ora fatidică, poetul s-a liniștit, dar autorul farsei i s-a adresat: tot ai să mori. În 1945, pe teritoriul celui de-al treilea Reich, au existat 900 de lagăre de concentrare. Ororile petrecute acolo întrec orice imaginație, poate că de aceea e bine să nu fie uitate. Poetul și scenaristul ne-a explicat cum să facem portretul unei păsări, dar ne-a învățat și de ce, dacă mergem la târgul de păsări, la cel de flori și la cel de fiare, n-ar trebui să mai ajungem și la târgul de sclave. A ajuns la putere în 1971, în urma unei lovituri de stat, colonelul, devenit ulterior mareșal, și atribuindu-și titlul de doctor, a instituit un regim de teroare. Forurile internaționale i-a atribuit asasinarea 300.000 de ugandezi. Conflictul cu Tanzania a dus la părăsirea puterii. Enver Hoxha a nenorocit pe mult mai mulți, precursor al autarhismului comunist, s-a supărat și pe Tito și pe Hrușciov și pe China maoistă. Pe albanez probabil că era supărat de mult. Primul său roman, Bastardul, a fost interzis de puritanismul american al anilor 30. Mai apoi, scriitorul a simțit ce înseamnă adevărata cenzură practicată de regimul lui Stalin. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.